Sandia Târgoviște, Liga 1, este un vis împlinit pentru tine? Da, este ceea ce speram să ajung aici de când eram mic și mi s-a îndeplinit visul. Pot să spun că sunt foarte fericit că am ajuns aici. Povestește-mi puțin începutul carierei tale. În primul rând, spune-mi de unde ești. Sunt din Turnu Măgurele. Am jucat acolo pe plan local. Am început de jos ca fiecare. Am fost la juniori acolo, la onoare, cele mai joase ligi acolo unde am jucat eu. Și de asta pentru mine faptul că am ajuns aici e o mare realizare, e o mare împlinire. Da. Și prima echipă la care ai jucat? Prima echipă la care am fost legitimat a fost comuna mea, Ciuperceni, așa se numea, la juniori. Am jucat acolo la 12-13 ani. De acolo am plecat într-o altă comună, la Liga a 4-a. Asta a fost iar un pas important pentru mine. Am învățat multe lucruri de acolo. A fost pur și simplu un început, ca să zic așa, pentru mine în fotbal. Acolo, Liga a 4-a, vă dați seama. După aceea am jucat la Republicani, la Turnu Măgurele, pe la 16-17 ani. M-am întors la Liga a 4-a iară, acolo eram la Republicani, la Republicani celor de la Turnu Măgurele. M-am întors la Liga a 4-a la 3 ani, după aceea am plecat la Saele, o echipă de acolo, tot Liga a 4-a. Am jucat cu Turist Turnu Măgurele, atunci era Sporting Turnu Măgurele. Am jucat cu Vali Bădoi, era antrenor acolo, eu jucam la Saele. Și dânsul m-a văzut și m-a luat la el în echipă. Ei voiau să promoveze și am pus și eu umărul la promovarea lor. Câți ani aveai? 21-22 de ani. Atunci pot să spun că cu adevărat am văzut ce înseamnă fotbalul de calitate, fotbalul profesionist. Cum a fost copilăria? Copilăria mea a fost una foarte grea, am avut probleme în familie, probleme cu ai mei din cauza alcoolului, dar am trecut peste, am fost un luptător, am fost un băiat motivat ca să fac ceva în viața mea, să reușesc să-mi îndeplinesc visul, că la asta, unde sunt acum, am visat de când eram mic. Cine a fost alături de tine? Tot timpul. Vă dați seama, și familia, dar eu m-am motivat singur, am vrut să demonstrez, am vrut să încerc să fac ceva cu mine, am vrut să încerc să fiu un exemplu pentru ceilalți. Să-ți depășești limitele. Da, da. Mai ai frat, surori? Mai am o soră care este căsătorită, am un nepoțel, sunt foarte fericit pentru asta. Mulțumesc. Tatăl tău, omul care îți lipsește cel mai mult? Da, m-aș fi bucurat ca el să fie acum, să mă vadă aici, să mă vadă că am ajuns aici. De când eram la Liga a 3-a, el se bucura pentru mine, pentru fiecare reușită, mă susținea din tribună, chiar am o poză cu el, când îl priveam, eu eram în teren și îl priveam în tribună și pentru mine atunci sufletul se umplea de bucurie. Faptul că el era acolo cu mine, mă sprijinea și mă ajuta și emoțional și psihic, fizic, pur și simplu, simțeam așa adrenalină când mă privea el. Ce s-a întâmplat cu tatăl tău? A decedat în 2015. Mi-a fost foarte greu, am avut o perioadă foarte grea. Am depășit-o cu greu. Însă a fost o persoană care contează și acum pentru mine și m-a susținut. A fost iubita mea, fosta mea iubită. Nu mai sunteți împreună? Nu mai suntem. Mi-a fost alături. Pot să spun că ea m-a ajutat ea a pus umărul la evoluția mea, la ridicarea mea, ca să zic așa, de jos. Că practic eram jos atunci, consider eu. A avut o influență foarte mare asupra mea. Mama ta? Mama mea s-a recăsătorit după ce s-a întâmplat cu tatăl meu și a refăcut viața. Acum este ok, mă bucur pentru ea. O sprijin, o ajut, este mama mea.
îi ofer tot respectul, doar trebuie să o ajut în continuare și o respect, este mama mea. Povestește-mi puțin meciul din cupă cu Craiova. Meciul din cupă este o poveste lungă, dar meciul din cupă cu Craiova, când am pierdut cu 1-4, a fost o întâmplare. Atunci am avut casa în construcții și am aveam meciul seara. În timpul jocului, când la pauză aveam 1-0, a intrat profesorul în vestiar și a spus: haideți băieți, o să câștigăm astăzi, vă simt că sunteți bine. Și între timp eu mă gândeam acasă. Începuse ploaia când am ieșit de la pauză și am spus fostului meu coleg Fotescu, Alexandru Fotescu: Alex, ce facem, că a început ploaia. Casa era fără acoperiș. Casa... Eu mă gândeam practic acolo, nu mai eram concentrat la meci. Și... asta... nu știu, dar să zic așa, o întâmplare de atunci... Ai reușit să rezolvi casa? Păi s-a întâmplat ceva acasă? Am reușit să ridic casa, să-mi fac acoperișul și toate cele care trebuiau acolo la casă. Sunt într-un stadiu avansat, încă n-am terminat tot ceea ce vreau să fac. Îmi doresc să-mi fac o căsuță, să am un cuib al meu ca să trag acolo când poate cu fotbalul nu o să mai meargă. Îmi doresc să am un cămin al meu, să stau fericit cu familia, asta îmi doresc, să am unde să stau. A urmat apoi o altă dezamăgire mare, a pierdut promovarea în ultima secundă. Cea mai mare dezamăgire din cariera ta? Da, cred că atunci nici nu știu, nu realizam, nu îmi dădeam seama de importanța jocului. Am avut un meci bun, atunci am jucat foarte bine, dar s-a întâmplat. Arbitru a dat 7 minute de prelungire, parcă căuta ca să-i aducă pe ei peste noi, să, nu știu, parcă le-a dat timp, le-a dat timp ca să ne egaleze, parcă nu au vrut. Și atunci ai crezut că s-a prăbușit și nu vei mai ajunge la Liga 1? Am crezut că nu voi mai ajunge la Liga 1, dar nu știu, ceva m-a ambiționat, m-a făcut să lupt și mai tare, m-a făcut să muncesc și mai tare, să fiu și mai motivat. Credeam în mine, credeam că se poate, ajungând acolo, dându-mi seama că eram foarte aproape să-mi realizez visul, să-mi îndeplinesc visul, m-a ambiționat. Am rămas în continuare, am avut evoluții din ce în ce mai bune, am încercat să dau totul, ca să zic așa, să-mi ajut echipa, să-mi ajut colegii, să fiu cât mai de folos pentru ei și să ne îndeplinim obiectivul, dar cred că de atunci ceva s-a rupt, ceva nu a mai mers. Cred că marea dezamăgire a fost la toți colegii mei, faptul că nu am reușit să promovăm. De ce ai decis să promovezi? Au fost probleme din partea conducerii, nici nu știu, financiare, neînțelegeri, tot timpul erau oamenii de acolo nemulțumiți pentru rezultate, pentru atitudinea unor jucători. Nu știu ce s-a întâmplat, nu știu de ce au renunțat la proiectul ăsta. Cum s-a ajuns la retragerea din campionat? La retragere, nu știu, că astea depind doar de conducere, nu știu ce discuții au avut, nu știu ce s-a întâmplat, eram concentrat doar la a-mi face treaba cât mai bine, nu m-au interesat alte lucruri, nu știu. Dar banii ți-ai luat? Nu, 3 luni de zile m-am stat fără salariu. Și cum a fost acea perioadă? O perioadă foarte grea, ținând cont că eu de aici îmi câștig existența, de aici... asta este sursa mea de venit, singura sursă de venit. Nu am nici un sprijin din partea altor oameni. Asta. Apoi în iarnă te-a sunat domnul Emil Sandoi. Da, în iarnă. Atunci erai încă la turism. Da, în iarnă s-a întâmplat cea mai frumoasă... A fost
cea mai mare surpriză pentru mine, eram acasă, eram în vacanță. M-a sunat domn profesor, mi-a spus sunt Emil Săndoi și eu când am auzit, am fost, nu știu, cred că m-am emoționat foarte tare, ca și acum puțin, când vorbesc de dânsul, pentru că a fost o surpriză foarte mare pentru mine, nu mă așteptam. Nu mă așteptam să primesc un telefon din partea unei astfel de persoane, o persoană foarte importantă în fotbalul nostru, o persoană foarte importantă. Am vorbit cu dânsul, mi-a spus că mă vrea aici la echipă, mi-a spus că e interesat de mine, că a auzit lucruri frumoase despre mine și n-am putut decât să îi spun dânsului că o să vin cu cea mai mare plăcere. Dacă vor rezolva cu actele, că eu încă am contract cu... aveam contract cu Turis. Eram sub contract cu ei și am venit aici sub formă de împrumut. Sub formă de împrumut. I-am spus dânsului, dacă reușiți să mă luați, aș fi cel mai bucuros, mi-ați îndeplinit un vis. Și uite că a reușit. A reușit, da. Chiar îi mulțumesc dânsului pe această cale și vreau să dau totul pentru această echipă, vreau să fiu o piesă importantă, ca să zic așa, aici la echipă. Vreau să ajut cu tot ceea ce pot eu. Ai declarat că atunci, în perioada de iarnă, te-au mai sunat și alte, de la alte echipe, dar da. Niciuna de la Liga 1. Da, e adevărat. Am mai avut discuții și cu echipe de la Liga 2, cu Viitorul Pandurii, Târgu Jiu, cu Mioveni. La Reșița iară se vorbise, era ceva mai mult, nu știu, oamenii au vorbit cu conducerea, nu depindea doar de mine, decizia mea. Eu îmi doream să merg cât mai sus, îmi doream să fac pasul, dar nu știu, nu... Aici, cu acest telefon pe care l-am primit, s-a schimbat viața mea, da. După ce ai semnat, care a fost prima persoană pe care ai sunat-o? După ce am semnat, a fost prima persoană pe care am sunat-o atunci, a fost domnul profesor Eric Vincar, care a avut cea mai mare încredere în mine la ascensiunea mea la Liga a doua. Practic, eu acolo am crescut foarte mult cu el, a avut încredere chiar și când nu aveam evoluții foarte bune, a avut încredere în mine, m-a susținut tot timpul și mi-a dat ceea ce avea nevoie, încredere. Da. Și din familie? Din familie, mama, sora mea, care s-a bucurat și pune poze întotdeauna cu mine pe internet și se mândrește și îi sunt și eu alături și mulțumesc pentru că se mândrește cu mine. Cum am mai o relație bună acum? Da, acum am o relație foarte bună cu ea. Încerc să am grijă de ea, doar pe ea o mai am. Stă în casa pe care tu o construiești? Vine din când în când. Vine la mine, are grijă de casă, vorbim mereu la telefon. Ne înțelegem foarte bine. Ce înseamnă pentru tine să trăiești de la o vârstă destul de fragedă, fără tată și acum să-ți îndeplinești visul? E foarte greu când nu ai unul din părinți aproape, mai ales cum eram eu cu tatăl meu. Eu aveam o relație foarte bună, ne înțelegeam foarte bine, ne sprijineam, era totul pentru mine. Faptul că am ajuns aici, nu știu, sunt foarte mulțumit pentru ceea ce am reușit să fac, pentru ce am realizat, dar într-o altă parte, în sufletul meu, nu sunt așa 100% împlinit. Îmi doream ca el să fie alături de mine în momentele astea pe care le trăiesc. Sunt momente foarte frumoase. Da, dar ești conștient că el este mândru de tine. Da, și pentru asta o să lupt în continuare și o să încerc să-l fac și tot timpul să fie mândru de mine. Să mă privească de acolo de sus și să spună, acesta e băiatul meu, ăsta e băiatul meu pe care l-am crescut. Dacă ar fi să-i spui două cuvinte, trei? Nu știu, e foarte grea întrebare. Zâmbesc acum, dar vă dați seama că în sufletul meu sunt multe lucruri foarte greu de zis. I-aș spune, îți mulțumesc, tată, pentru tot ce ai făcut pentru mine, nu știu altceva să spun.